Bună, bine te-am găsit, Daniela Simulescu aici. Iată că a venit o nouă zi de duminică și iată că vine și luna decembrie peste noi. Ha, așa, este așa o punte către 2023. Apropo, țin să spun că începem să postăm horoscopul 2023 pe acest canal de această dată, așa că dacă nu te-ai abonat, te invit să o faci, te abonezi la canalul nostru de CNews, știi cum e, clopoțelul ăla acolo sau butonul pe care scrie subscribe sau abonează-te la canalul nostru ca să vezi când urcăm zodii, vom urca zodie cu zodie. Așa că stai așa în așteptare până la zodia ta, asta dacă nu ești printre primele zodii din horoscop, din zodia, primele semne. Anul viitor are așa niște evenimente marcante, are niște teasere, aș putea mai degrabă să spun asta, pentru că Pluto va intra în Vărsător pentru o perioadă scurtă, Saturn va intra în Pești, dar va fi doar în primele grade, Jupiter intră în Taur, dar va retrograda doar în Taur, nu se întoarce într-un alt semn, cum ar fi în Berbec, de exemplu. Ce este de menționat la anul este retrogradarea lui Venus, acolo este bucuria bucurilor, pentru că va retrograda în Leu, va face conjuncția cu Lilith în Leu și va face careul cu Uranus. Deci pregătiți-vă pentru o vară incendiară. Aș putea spune că e puțin asemănătoară cu vara lui 2015, când am avut iarăși un Venus retrograd în Leu. A fost, mai ales pe plan relațional, amoros, dacă ați trecut prin tot felul de idile, tot felul de chestii dubioase în vara lui 2015, probabil știți bine ce se va întâmpla și vara viitoare. Dar rămâne de văzut în horoscopul 2023 pentru fiecare dintre noi ce se întâmplă și cum se întâmplă, deci fii atent acolo. De asemenea, îți reamintesc faptul că pe AstroSense.ro, când proiectul a făcut un an în august, am avut așa un cadou pentru voi, varianta text a horoscopului 2023, dar un soi de teaser. E, acum în varianta video vorbesc mai mult, vei găsi mai multe explicații, mai multe tranzite, mai multe momente importante pentru următorul an. Bun! Vine luna decembrie, domnule, în sfârșit, în sfârșit, se duce și anul ăsta, anul ăsta pe care l-am crezut când a început că o să fie într-un fel, dar uite că toate planetele astea pe semne fixe, Uranus în Taur, Saturn în Vărsător, ne-au pregătit așa tot felul de evenimente începând cu februarie, să sperăm că lucrurile se mai neutralizează așa ușor, ușor. Bun, haideți să vorbim despre această săptămână, 28 noiembrie, 4 decembrie. În primul rând, uitându-mă așa, făcând un overview, da? Un rezumat al săptămânii, trebuie să spun că Venus are parte de trei aspecte. Și alte planete au parte de aspecte, dar e vorba de Venus. Venus are aspecte și mai pozitive și mai puțin pozitive. Și să ne amintim că Venus este însărcinător. Venus însărcinător de obicei se cam aruncă, se cam aventurează, da? E posibil noi să ne aventurăm în anumite situații, în anumite proiecte și pe parcurs să ne dăm seama, stai puțin că m-am dus prea mult, am avut prea multă încredere, m-am dat cu totul. Nu e bine să începem să ne victimizăm și să ne supărăm pe ceilalți, ci să facem un pas puțin în spate. Dar să facem un pas în spate, să ne detașăm și să ne dăm seama unde este următorul pas, pentru că dacă stăm în situația respectivă, nu ne dăm seama. Suntem confuzi, plus că Marte retrograd în Gemeni, în care e cu Neptun. Bun, hai să mergem să ne uităm la evenimente, la aspecte. De exemplu, mâine avem un trigon între Marte și Saturn. Aici, iuțimea retrogradării Marte este puțin corectată de Saturn, pentru că e ca și cum Marte în Gemeni se aruncă să le facă pe toate, dar întâlnește niște ziduri. Acum când te gândești, întâlnește niște ziduri, primul lucru la care te poți gândi sunt niște blocaje, niște restricții, niște limite, dar de fapt, sunt, dacă vrei, niște teste bune, astfel încât să mai dai prin sită anumite evenimente, anumite informații, anumite relații, anumite situații, da? Deci, trigonul lui Marte cu Saturn zice așa, dom'le, fă, începe, pornește, caută, dar fapte, nu promisiuni. Pentru că Marte în Gemeni, una dintre arme este promisiunea. Fac, îți promit, încheiem, vorbim, discutăm, analizăm, uite, îți fac o propunere. Îți fac o propunere. Și Saturn în trigon cu Marte zice, da, fă-mi propunerea, adu-mi un dosar, povestește, da, susține o prezentare. Dar vreau să văd primul capitol efectuat. Deci dacă simțiți zilele acestea că parcă nu vă ies lucrurile, înseamnă că undeva v-ați bazat doar pe ceva cognitiv, mental, dar nu și pe ceva concret. Da? După care, pe 29 noiembrie, avem o opoziție între Mercur și Marte. Vedeți voi? Opoziția, două forțe, una în fața celelalte, ping-pongul, da?
aici discuțiile vor fi mai violente, mai agresive, mai abrupte, așa, știi? Pentru că, știți, Mercur în Săgetător le știe pe toate, le vrea pe toate, el e cel mai deștept, cel mai bun, Marte retrograd în Gemeni și zice, bă, dacă le știi pe toate, de ce nu faci nimic cu viața ta? De ce nu văd nimic concret? Adică pe bune le știi pe toate și Mercur în Săgetător s-ar putea să se simtă agresat de Marte ăsta retrograd în Gemeni. Iar Marte retrograd în Gemeni s-ar putea să se simtă neînțeles de Marte în Săgetător. Adică unul vrea lucruri abstracte, unul vrea lucruri mai concrete, la firul ierbii, da? Și apare o luptă. Întotdeauna opoziția este ce-ți dau, ce-mi dai și să găsim undeva un teren comun, un numitor comun cu care să putem lucra împreună, da? Pe urmă, iată primul aspect al lui Venus. Venus opoziție cu Marte. E. Vedeți voi? Venus e cu iubirea, cu relațiile, cu banii, cu plăcerile. Marte cu pasiunea, cu senzualitatea, cu acțiunea, cu agresivitate. Ăsta este un aspect care ne poate face să ne simțim atras de persoane diferite de noi. Dar e vorba de atracția fizică. Întotdeauna când vorbim de Venus și Marte, să știți că vorbim de atracția pur fizică, de hormoni, da? De hormoni, de senzualitate, da? O opoziție Venus-Marte nu e niciodată sătulă. Nu e niciodată nici Venus nu-i sătulă, nici Marte nu-i sătul. Și întotdeauna se contrazic, se ceartă. Se și iubesc, dar se și ceartă, știți? Se și iubesc, dar se și ceartă. E un ping-pong din acesta extraordinar. Dar aici pot fi și, știți, împăcarea e tare dulce câteodată cu o opoziție Venus-Marte, mai ales cu Venus în Săgetător care e cu nasul pe sus și Marte în Gemeni zice, dar ce știi, mă, domnițo, tu? Ia, spunem tu, ok, ce știi tu cu adevărat? Ce te tot dai atât de mare? Că așa face Venus în Săgetător. Că Universul, ce zici, cum îmi imaginez eu pe Venus în Săgetător, deci Venus plasată în energia Săgetătorului, nu persoanele născute în zodia Săgetătorului. Atenție, că poți să fii Săgetător și ai Venus în Săgetător, e cu totul și cu totul altceva. Pe Venus în Săgetător o văd așa o domniță foarte filozofă, foarte înțeleaptă, foarte învățată, foarte plimbată, foarte călătorită, foarte deșteaptă, dar nu zice nimeni. Dar Marte în Gemeni, mi-l imaginez ca pe un cavaler, din ăsta, din popor, știi? În popor, el are școala vieții. Să ne imaginăm. Efectiv, are școala vieții, da? Și se întâlnesc ăștia, doi domnița călătoare, școli înalte, elitist, așa, și soldatul ăsta care se uită la ea și zice, pe bune, dar ce știi tu, mă, domniță, să faci? Dar ce știi tu să zici? Pe bune, iar asta că să vezi, că să dregi, că să una, iar ăsta se uită și zice, auzi, dar știi să faci o omletă? Auzi, da, știi să încui ușa și tu bine? Auzi, da, știi și tu să, nu știu, să faci chestii din astea de zi cu zi. Și Venus în Săgetător te ia cu teoriile astea evoluționiste și Marte în Gemeni, mai ales retrograd, și zice, da, așa este, da, știi să semnezi și tu un contract când te duci să faci, nu știu, un contract cu cei de la cablu, adică știi chestiile astea minimaliste până la urmă cu care să supraviețuiești și apare acest ping-pong între aceste două energii. Mai eu le-am pus feminin și masculin, că e mai ușor de înțeles că Venus reprezintă partea feminină, Marte partea masculină, dar nu e obligatoriu să fie între o femeie și un bărbat. Deci energia asta se poate resimți și la nivel personal, amoros, da, discuțiile astea așa, plin de haz câteodată și tachinările astea, dar această opoziție se resimte foarte mult și negocierile pe plan profesional sau financiar. Adică ce-mi dai, ce-ți dau, da, mă duc la un interviu, eu am un MBA, am o facultate și angajatorul zice, da, poți să ai dita mai dosarul de acte, dar mie îmi trebuie un om să-mi facă lucruri, nu să-mi vină cu ceva știut. Sau te duci într-un loc, așa, unde te duci cu școala vieții și tu te descurci să faci orice, Marte retrograd în Gemeni, știe să le facă pe toate. Dar te întâlnești de o persoană care zice, da, noi avem de cineva care are diplome și tu îi zici, da, de ce e nevoie de diplomă? Că eu îți fac tot ce vrei, îți învăț de pe o zi pe alta, îți învăț vânzări, îți învăț procurement, îți învăț achiziții, îți învăț tot. Și apare cearta astea între astea două. Bun, ăsta e primul aspect al lui Venus, țineți minte. După care, tot pe 1 decembrie, firar să fie pe Revoluția Solară a României, cum e viața asta, avem un careu între Mercur și Neptun. Până că faptul că Marte este într-un careu cu Neptun, așa, Mercur face și el careu cu Neptun. Ce îmi spune asta? Că o să ne cam furăm căciula singuri la anul. Și mă refer foarte mult la nivel de țară, pentru că Revoluția Solară se petrece când e ziua cuiva, ziua unei țări. Și mă știți,
Eu aleg de fiecare dată să mă uit în astrograma României de la 1 decembrie 1918. Eu și astrologii străini, deși știm și de data de 24 ianuarie, dar ultimele tranzite se potrivesc mult mai mult în harta de la 1 decembrie. De fapt, nu, cam toate tranzitele. Bun. La nivel personal, un asemenea aspect, te păcălești singur. Nu, vrei să crezi ceva. Mercur mentalul, da, ideile, Neptun... O fantomă, o nălucă, așa, o fantasmă, ceva așa, ți se pare și tu pe dinăuntru vrei să crezi chestia aia, da? Și o crezi, dar te păcălești singuri. Cam așa și cu românii în următorul an. Vrem să credem că s-au mai schimbat unii, vrem să credem că nu ne mint unii, vrem să credem că îi dă bine, vrem să credem că e corect și drept. Vom vedea anul viitor. Cât am vrut să credem că e corect. Dar altfel, pe plan personal, mai ales cei cu marcaj de gement, fecioară, săgetător și gement, trebuie să aveți grijă în jurul datei de 1 decembrie. Ce vreți să credeți? Bun. Și să știți că este un aspect și foarte mincinos. Aici putem minți cât e ziua de lungă. Oricine! Nu doar cei cu marcaj de mai devreme. Un careu între Mercur și Neptun este unul dintre cele mai bune aspecte pentru a distorsiona adevărul. Mai ales că Mercur e în săgetător, vă dați seama, în careu cu Neptun din Pești, distorsionează adevărul într-un mare. Oricine poate minți aici. Oricine. Oricare dintre noi poate minți. Bun, a, depinde de ce minți. Că unele minciuni trebuie să le spui, da? Când ai un copil și vine și îți cere o jucărie și tu știi că n-ai bani, îi spui că jucăria respectivă e pentru copiii mai mari, da? Sau pot fi și minciuni din asta prin care, nu știu, ne e frică de noi, evităm adevărul. Din astea, mă înțelegeți voi. Pe urmă, pe 2 decembrie apare al doilea aspect al lui Venus. Face un sextil cu Saturn. Aici vedeți voi cei care deja ați început să construiți o relație. Aici lucrurile pot prinde, cum se zice, cheag. Da? Începeți să vedeți pe bune primele rezultate, primele fapte, primele efecte. Începeți să, nu știu, să vă simțiți în regulă, să vă simțiți... conținute acolo, să vă simțiți că e un pic de stabilitate. Și când simțiți picătura aia de stabilitate, doza aia de stabilitate aici, așa, parcă începeți să vă devotați, parcă începeți să vă implicați mai mult și parcă începeți să și construiți, da? Bun. Pe urmă, pe 4 decembrie, e al treilea aspect al lui Venus și după ce a făcut opoziția cu Marte și s-au certat ei doi așa, iată că pe 4 decembrie Venus face careul cu Neptun. Bun. Ce spune asta? Face careul la grad, deși cam toată săptămâna s-a simțit careul. Ce spune asta? Păi, ne putem păcăli din punct de vedere amoros. Aici credem în povești. În poveștile Disney, în poveștile din capul nostru. Știți ce facem cu Venus, careul, Neptun? Ne aruncăm în relații. Doar să ne aruncăm în relații. Doar să avem o relație. Doar să nu rămânem singuri, doar pentru că ne zice societatea, doar pentru că ne zic părinții trebuie să vii cu unul de sărbători acasă sau trebuie să vii cu una de sărbători acasă și să nu te mai certe ai tăi, găsești pe cineva și te duci acasă, câteodată poate să fie bine, câteodată nu poate să fie bine. Aici, odată că ne lăsăm manipulați, odată că ne lăsăm mințiți, dar știți de fapt ce face careul dintre Venus și Neptun, e un dubiu de propria persoană. Undeva... e un pic de victimuță acolo. Eu nu merit să fiu iubit, eu nu merit să fiu apreciat, eu nu merit să fiu conținut, eu nu merit să primesc. Și mă bag în situații din acestea în care mi se pare că totul e lapte și miere, dar de fapt totul e putred. Da? Și puțină grijă dacă săptămâna aceasta construiți o relație. Aspectul de sâmbătă e bun pentru cei care deja au început să construiască și au făcut primii pași. Dar dacă zilele acestea ieșiți cu o persoană, nu vă grăbiți, nu are rost, nu e deloc sănătos, pentru că Venus care e un Neptun, intrăm în cele mai toxice relații pentru a vindeca, să spunem așa, un tipar pe care l-am moștenit. Nu știm de unde, pentru că Venus în săgetător e în care e cu Neptun, da? Iar Neptun e în Pești. Mintea noastră tare spooky este, tare întortocheată, da? Și trebuie să ne dăm seama de unde am moștenit noi boacăna aia, tiparul ăla relațional, astfel încât să nu-l mai, să nu ne mai sacrificăm, pentru că da, Venus în care e un Neptun, na, e bine, e bine, e bine, este superb în jurul meu, e minunat, mergem la evenimente, ne pupăm, ne iubim, mergem la cumpărături, dar relația nu e construită pe un fundament sănătos, concret, da? Aveți mare grijă dacă ieșiți la o întâlnire în weekend. Bun.
Am simțit așa nevoia să mă bazez pe Venus, pentru că iată face atât de multe aspecte și trebuia să menționez despre ea. Da. Și doamnelor și domnișoarelor, să nu uităm că Venus ne afectează în primul și în primul rând pe noi. Sunt zile foarte bune să negociem cu noi în primul și în primul rând, să ne dăm seama ce vrem, cum vrem. E adevărat, un Venus în opoziție cu Marte, sunt mai degrabă hormonii, așa, și pe urmă începem să gândim. Un Venus care e cu Neptun, ne îndrăgostim de o minciună, pentru că ne-a mințit foarte mult și trebuie să avem puțină grijă, dar să știți că și pentru voi, domnilor, săptămâna aceasta nu e foarte bună pe plan relațional, pentru că și voi vă puteți baza mai mult pe partea fizică, pe partea de atracție. Știți cum este vorba aia, că am întâlnit eu la un moment dat un șofer, o aplicație din aceasta de ride sharing, și mi se plângea: domnișoară, nu mai am încredere în nimeni și nimic, pentru că niciuna nu e ca în pozele alea de pe aplicația respectivă. Simțea el nevoia să vorbească cu mine, probabil că știa că sunt astrolog, și îmi venea să-i spun: păi da, oare cine a construit chestia asta? Și noi femeile, dar și bărbații, pentru că, vedeți, aspectele acestea cu Neptun, odată Marte cu Neptun, Venus cu Neptun, începem să ne dăm seama că în spatele acestor rețele sociale și în spatele acestor aplicații e multă falsitate, e multă evitare a adevărului, sunt multe frustrări, multă suferință și nevoia de a crede într-o minciune și o poveste. Venus care e un Neptun, știți cum îmi imaginez aspectul ăsta? Ăsta de la sfârșitul săptămânii, cum te uiți pe o rețea socială la toți influencerii, cel puțin pe parte de beauty, pe parte de travel, că Venus este însăgetător, și pe partea asta de lifestyle. Și îi vezi trăind minunat, extraordinar, superb, cum și Jupiter s-a întors lângă Neptun, partea asta virtuală este și mai extraordinară. Și că încolo, în spatele imaginii perfecte, mai sunt niște colăcei, mai e niște celulită, dar nu le vedem. Și vrem să credem că, uite, astea ne-au, eu de ce n-am? Pe care, domnii, ia uite, femeile astea sunt perfecte. Păi astea, cum să mă uit la ele? Că, uite, au riduri, au nu știu ce forme. Și apare o disonanță din aceasta. Nu mai știm în cine să credem, pe cine să mai iubim, cu cine să mai ieșim, pentru că ne sunt prezentate niște perfecțiuni care nu există, sunt inventate, sunt create, sunt superficiale, așa, și sunt hrănite zi de zi. Noi nu dormim sau în timpul zilei stăm și scrollăm pe toate rețelele astea, și astea sociale și astea de dating, și vedem creierul, dopamina, și la un moment dat nu ne mai place. Și știți cum este? Când avem de ales dintr-o infinitate, nu ne place ăsta, următorul. Cum ar fi să ai de ales între două, trei variante? Facem pariu că noi n-ai mai zice următorul, aia e fi mult mai atent și la alte detalii, nu doar la cele superficiale, îți garantez eu că da. Și nu insist atât de mult pe această tematică, pentru că ea va fi foarte prezentă în continuare cu Neptun în Pești. Neptun va ieși din Pești abia prin 2025, abia atunci ne vom lubi cu capul de pereți și vom zice: lumea în care trăim nu mai este aceeași. Jupiter este în Pești, amplifică energia lui Neptun, am avut conjuncția Jupiter-Neptun în aprilie, dacă mai țineți minte. Totul este fake în jurul nostru, mai ales partea virtuală. Partea virtuală este foarte, foarte, foarte fake. Până și no make-up, no filter, toate astea făcute, până și astea câteodată sunt foarte false, și toată dezinformarea de pe internet. Vă readuc aminte de comentariul pe care l-am primit, în care cineva îmi spunea că Pământul e plat, mi-a trimis un filmuleț. Aoleu, câte din astea umblă pe YouTube, știți cum, câte sunt, pentru fiecare sunt. Efectiv, în spatele oamenilor răstura și oamenilor răstura care vă atrag, să știți că stau mari deficiențe, stau niște tulburări de personalitate, stau niște chestii pe care nu le știți. Voi credeți că oamenii ăia vă vor binele, dar nu știți ce în spatele lor, deci trebuie să aveți puțin mai multă grijă în această perioadă. Bun! Și n-am insistat degeaba că Mercurul ăsta în care eu cu Neptun, dat prin faptul că se va întâmpla Revoluția Solară a României, trebuia să vă spun acest lucru, pentru că ne vom cam păcăli în 2023. Eu sper să ne păcălim, mă rog, țara, că oricum nu mai contează statul, că m-am spus de mult timp să nu mai așteptați la stat, dar să nu ne păcălim la nivel personal. Asta contează cel mai mult. Bun, hai să mergem la fiecare. Te invit să ieși la zodie și la ascendent, să faci un mixaj între cele două, să mă apezi de fiecare dată pe ceea ce se întâmplă în viața ta.
Îți readuc aminte faptul că horoscopul săptămânal este unul generalist, teoretic, deci se bazează foarte mult pe manual, este cel cu titlul de prezentare. Bun, hai să începem. Cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Marte face două aspecte săptămâna aceasta. Așa, deci e clar că vei fi implicat în anumite evenimente. În primul rând, mâine face acel trigon cu Saturn, ceea ce înseamnă că vei primi puțină frână la anumite evenimente, la anumite situații, la anumite întâlniri. S-ar putea să nu te mai poți vedea cu toți oamenii, s-ar putea să nu mai poți călători oriunde vrei tu, s-ar putea ca unele proiecte să se întârzie, să se anuleze, să se amâne. E frustrant, dar până la urmă mai bine așa, să nu te superi. După care Marte face opoziția cu Venus, să ne aducem aminte. Aici pot fi tot felul de discuții cu persoana iubită, negocieri, neînțelegeri, dar până la urmă trebuie să ajungeți, cum spuneam, la un numitor comun, pentru că altfel dacă țineți tensiunea asta nu este sănătoasă. Bun, grijă foarte mare la orice drum pe care îl faceți zilele următoare și de asemenea, Venusul ăsta are atât de multe aspecte și cred că va avea un impact serios în viața voastră financiară, cum sună asta. Da, este săptămâna în care poate decideți să nu vă puneți toate ouăle într-un singur coș și este poate săptămâna în care sunteți mai isteți. Dacă trebuie să vă cumpărați o haină și ați văzut-o într-un dulap, într-o vitrină, nu o cumpărați imediat. Vă duceți totuși și întrebați cât costă haina asta. A costat atâta, în partea cealaltă costă mai ieftină, nu e la fel. E haina asemănătoare. Pentru că Venus care o cu Neptun de la finalul săptămânii zice, da mă, dar haina aia, haina aia dacă o pun pe mine, o să stea și o să mă facă, nu, o să vă stea și o să vă facă la buzunar. Dar pe voi, nu, nu o să treacă Venus de aici, nu o să mai facă aspectele astea, o să vă treziți și ziceți. Deci puțină grijă și la partea asta financiară. Bun, trecem la Taur sau cei cu ascendentul în Taur. Dați-mi faptul că Venus face atât de multe aspecte săptămâna aceasta, sunteți... Știți cum văd săptămâna asta la voi? Nu știu de ce mi-a venit imaginea asta. Simt că în spatele vostru este un răcușor, așa cu o furcă, știți? Și sunteți cu un scaraoțchi în spate, așa, și ăsta vă provoacă. Odată vă provoacă când avem această opoziție Venus-Marte pe 1 decembrie, vă provoacă să faceți o boacănă, după care pe 2 decembrie când faceți sextilul cu Saturn, zice, ai că nu-i dracu atât de nereguri, nu sunt atât de nereguri, după care la finalul săptămânii vă împinge pe de-a binelea și faceți o boacănă. Adică, trebuie să aveți mare grijă la bani. Și nu doar la banii voștri, ci la banii celorlalți. Că dacă aveți un fond comun cu partenerul, da, să nu cumpărați ceva fără să-i spuneți sau să nu cumpărați și să vă ceți pe urmă să faceți așa o strategie. Știi că aveam nevoie și că așa și pe dincolo, că nu este de bine. Așa, asta unul la mână. Doi la mână, încercați să nu. Nu e bine să controlați pe nimeni zilele acestea. Dacă e o situație de asta de viață și moarte, să ne imaginăm în viața voastră, nu e treaba voastră. În viața voastră, dar indirect, nu e treaba voastră. Să bat unii, nu e treaba voastră. Să ceartă unii, nu e treaba voastră. Se împrumută unii de la alții, nu e treaba voastră. Voi stați în capsula voastră. Cel mai bine, cu atât de multe aspecte ale lui Venus și unele dintre ele nu foarte plăcute și mai ales că au legătură cu resursele, stați în locușorul vostru, în capsula voastră, petreceți, mai ales că s-ar putea să fie niște zile liberi, petreceți cu sărbătoriții, petreceți de 1 decembrie, adică nu forțați nota deloc în această săptămână. Deci la gemeni sau cei cu ascendentul în gemeni. Bun. În primul rând, aspectul ăsta lui Mercur nu-mi place, mai ales ăsta de pe 1 decembrie, care e cu Neptun, da? E adevărat că mâine, Marte, din semnul vostru retrograd, în trigon cu Saturn, vă mai așează. Vă oferă puțină predictibilitate. Dar, pe 1 decembrie, Mercurul ăsta din casa 7-a cu Neptun, înghițiți gălușca. Unde nu vă așteptați și de la cine nu v-ați fi gândit niciodată. Nu vă bazați pe nimeni și nici pe voi săptămâna aceasta. Nu, pentru că Mercur e guvernatorul vostru în care eu cu Neptun. Ce pot să vă spun? Dacă la Taur le-am zis că au un drăcușor în spate, voi aveți doi drăcușori săptămâna aceasta și știți, vorbiți cu ambii, când cu unul, când cu altul. Unul mai rău ca celălalt, da? Deci vedeți că gândurile voastre săptămâna asta nu sunt corecte, nu sunt bune, o duc într-un abis. Cel mai bine ar fi ca săptămâna aceasta și culmea, nu-i bine nici să ascultați sfaturi. Ce ar trebui să faceți voi săptămâna asta? Păi vă spun eu, închideți... puneți altă parolă la cont, la aplicație, așa, să uitați și să vă tot schimbați și să nu mai aveți chef să cheltuiți. Când plecați la piață, plecați cu o listă,
Da, este mare nevoie. Asta unul la mână, doi la mână. Și când hotărâși ceva cu o persoană dragă, da, nu vă fie frică să cereți lucruri sau nu vă fie frică să puneți pe hârtie. E foarte important să puneți pe hârtie. Relațiile sunt zăpăcite, mai ales cele noi. Nu e bine să aveți încredere nici în voi săptămâna ce urmează. Uitându-mă așa per total, dacă la începutul săptămânii simțiți că ceva nu merge, renunțați pe urmă. Bun, trece la RAC sau cei cu ascendentul în RAC. Ha, cum e săptămâna asta la voi? E cu mult stres și greu, nu gestionați stresul. Adică e ca și cum, îmi imaginez așa o situație, munciți, să ne imaginăm o persoană care muncește noapte, da? Și ziua ar trebui să doarmă, că a muncit noaptea. Problema este că săptămâna asta munci și noaptea, munci și ziua. Și nu vă odihniți deloc, n-aveți când să vă odihniți, că deși poate amânați anumite proiecte, vin altele, stați liniștiți, că deși le-ați amânat sau anulat, vă treziți cu altele, poate legate de sănătatea voastră sau altora, poate legate de muncă, poate legate de treburile gospodării, se mai strică ceva pe casă și ce să vezi, trebuie să cumpărați. Bun. Pentru cei care au animăluțe, să știți, nu știu, mi-a venit acum acest marcaj de casă, așa, să e destul de puternic, mai ales fiind însărcinători. Cei care aveți animale, trebuie să aveți puțină grijă săptămâna ce urmează și da, cu stresul. Managementul stresului nu există la voi săptămâna viitoare. Nu puteți să vă liniștiți. Chiar nu puteți să faceți asta. N-aș antama un program încărcat, o agendă serioasă. Dacă aveți zilele libere, odihniți-vă, nu faceți nimic. Aveți puțină grijă cu stresul zilele ce urmează. Trece la Leu sau cei cu ascendentul Leu? Dacă la Taur le-am zis că au un Skaraotski în spate, la Gemeni am zis că au doi drăcușori pe umeri, săptămâna aceasta voi sunteți drăcușorul. Da. Îi învârtiți pe toți, reușiți să-i convingeți. Aveți un papagal săptămâna aceasta, ceva desperiat. Aveți calități oratorice, adică dacă, îmi pare rău că sunt zilele astea libere, dar poate unii munciți, cine știe. Deci știți cum sunt zilele acestea? Efectiv, îi cuceriți pe toți. Aveți o forță de seducție uimitoare. Seducția nu neapărat pe plan amoros, pe toate planurile. Glumiți, râdeți, faceți cadouri, primiți cadouri. Voi sunteți drăgușorul. Și de ce nu când aveți atât de multe posibilități să obțineți ceva, dar nu neapărat în detrimentul celorlalți, ci adică să nu le dăunați mai, foarte mult, că altfel și știți, cred că s-ar putea să vă dați seama la un moment dat pe parcursul acestei săptămâni că nu mai aveți să așteptați după alții. Chiar nu mai aveți, pentru că Martele ăsta din casa 11 face trigonul cu Saturn din casa 7 și vă dați seama că nu puteți să vă bazați nici pe cunoștință, nici pe partener. Și planetele astea în casa 5-a, Mercur, care face careul cu Neptun, Venus, care face careul cu Neptun și și mai întâi face și opoziția cu Marte. Vă dau apă la moare într-un mare fel. Sunteți precum un copil din acela care și-a învățat părinții și știe cum să se victimizeze la mama, după care știe cum să se victimizeze la tata, să obțină de la ambii același lucru și să se trezească cu un loc de o bicicletă, cu două biciclete. Cam așa sunteți voi săptămâna aceasta. Bine, eu mă bucur pentru voi și dați-i bice. Că rare ori se întâmplă. Chiar dacă planetele astea sunt în careu cu Neptun, e un pic de... Aveți un spirit din ăsta de manevrator, așa. Știți cum sunteți? Vă descurcați, faceți de nimic totul săptămâna aceasta. Trecem la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară. Apoi, dacă mergeți în vizită la familie, dacă vedeți familia, ce să fie la gurile voastre, nici nu vreau să mă gândesc. Pentru că Mercur ăsta face, iată, careul cu Neptun pe data de 1. Și nu îmi place. Bine, ca să nu mai spunem că face și opoziția cu Marte pe data de 29. Deci, nu îmi place. Nu îmi place la modul că poate, uite, 1 decembrie și poate sunteți liberi și vă duceți și vă vedeți cu mama, cu tata, cu mătușa, cu unchiul. Știți cum este Mercur ăsta însărcinător? Are foarte multe prejudecăți. Ce mai făcut alul ăla? Ce mai făcut alul ăla? Ai văzut? Aia și-au luat casă, ai văzut, aia au făcut... Comparațiile astea care s-ar putea să le faceți voi sau să le primiți, fără să le cereți, și să vă irite. Să vă irite tot timpul faptul că cei dragi nu vă văd așa cum sunteți, nu vă apreciază, nu vă iubesc, așa.
în forma în care sunteți în momentul acesta. Și apar frecușuri, neînțelegeri, supărări, frustrări. Deci cu cât mai puține discuții cu cei de acasă, cu atât mai bine, vă garantez eu. Să știți că se strică lucruri prin casă, nu m-aș grăbi săptămâna aceasta să cumpăr ceva dacă s-a stricat, decât dacă este urgent. Asta unul la mână, doi la mână, gândiți-vă că v-aș mai spune ceva. S-ar putea să aveți niște așteptări, poate de timp liber din partea superiorilor și la un moment dat să vă zic că nu mai poți să te las mâine acasă, trebuie să mai muncești 2 ore că, sau să mai dai niște mail-uri. Nu vă convine, dar nici nu aveți ce să ziceți cu siguranță. Invidiile, după cum vă spuneam la început, în familie sunt foarte apăsătoare de obicei. Iar voi s-ar putea să le treceți zilele acestea. Nu zic că voi nu veți fi invidioși, s-ar putea și voi să aveți invidiile proprii, dar s-ar putea să aibă și ceilalți tot felul de cuvinte care să arate oareși ce invidie. E cu cât mai puține discuții cu neamul, cu atât mai bine. Deci la balanță sau cei cu ascendentul în balanță? Nu vă faceți planuri, că nu vă ies deloc. Gândiți-vă, Venus face odată opoziția cu Marte, face sextilul cu Saturn, zice să cât de cât mai, s-a mai stabilizat, dar de unde, și face careul cu Neptun. Nu, efectiv, nu vă faceți un plan. Nu vă iese nimic. Plec la ora aia, nu plecați la ora aia. Mă întorc la ora aia, nu vă întoarceți la ora aia. Fac 3 lucruri în 6 ore, nu faceți 3 lucruri. S-ar putea să faceți 1 sau s-ar putea să faceți 4. Cine știe. Vorbesc cu oamenii ăștia, nu mă văd cu el alții. Nu o să vedeți cu unii, nu o să vedeți cu alții. E un zumze din acesta obositor, tracasant, dar n-aveți ce să faceți cu. Iată, Mercur din casa a treia în opoziție cu Marte. Clar, nu vă convine. Venus opoziție cu Marte pe 1 decembrie. Relația cu partenerul este un mic meci de tenis aici. Un meci de tenis. Iubitul, ai zis că mergem acolo, dar iubita, putem să mergem în altă parte. Dar de ce ai zis? Mi-ai zis așa, dar da, putem să schimbăm tot timpul. Și încercați să vă, cum să vă spun, să vă anulați. De fapt, tu nu vrei ca celălalt să aibă dreptate, iar celălalt nu vrea ca tu să ai dreptate. Și uite, așa apar frecușuri. Negocieri. Negocieri care consumă timp, nervi, energie, resurse și, bineînțeles, mintea voastră va căuta tot felul de soluții, nu cele mai potrivite, astfel încât să scape. Să nu uităm că acel care e dintre Mercur și Neptun de pe 1 decembrie, rușinică. Cineva spune lucruri care nu sunt adevărate, voi puteți să găsiți o soluție, să ieșiți dintr-o situație, să... E un risc. Vă mințiți unii pe alții zilele acestea. Vă mințiți unii pe alții. Nu-mi dau seama de ce, poate că aveți nevoie. Cert este că nu vă faceți program. Absolut deloc. De la începutul până la sfârșitul săptămânii. Trăgina Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. Cheltuieli bate-le vina. Cheltuieli. Și sunteți generoși și vreți să le faceți. Nicio problemă. Doar că acolo unde vreți, de exemplu, să ne imaginăm așa o situație. Eu vă spun teoretic. Voi o mapați pe viața voastră. Vă vizitează un frate sau o soră. Și vreți să-l scoateți la restaurant, vreți să-l duceți la cumpărături, vreți să fiți generoși, da? E, persoana respectivă, frate, soră, rudă ce este, nu e de ajuns că o scoateți la restaurant și la cumpărături. O să comande cel mai scump din meniu, tot ce e mai scump din meniu. O să vrea din magazin ce a mai pereche scumpă, de pereche de Adidas, da? Și vă enervați, vă supărați, dar ce să faceți? Trebuie doar să vorbiți cu ei, să le spuneți, da, nu vreau să dau banii ăștia, îți cumpăr doar atâta. Sunt curioasă dacă o să puteți face chestia asta. Deci, cheltuieli care sunt programate, dar care mai fac niște pui. Adică, da, mai scos la restaurantul ăsta, nu știu, șmecher, da? De fiță. Și vrei să-mi iau un pește cu niște legume. De aia nu-mi iau orice pește, mi-au peștele la mai scump. Și voi o să faceți niște ochi mari și o să vi se pare, dar ce nesimțire! În loc să zici mersi că te-am scos la restaurant și la restaurant bun și te las să-ți alegi ceva bun, tu ți-ai cel mai scump pește. Nu, trebuie să vă așteptați voi că tot timpul pot apărea alte cheltuieli. Bun, asta unul la mână. Doi la mână. Careul lui Venus cu Neptun de la sfârșitul săptămânii, pe lângă partea de cheltuieli, bineînțeles, să știți că nu e bun pe plan relațional, mai ales dacă încercați, nu, mai ales dacă vă apar așa niște bănuieli, că sunteți înșelat, că nu vă mai iubește partenerul și găsiți momente din astea în care să le enervați pe om, da? Nu s-a întâmplat nimic, dar e o nesiguranță interioară și vă apucă
toate scenariile posibile și imposibile și sunteți așa și vă gândiți. Deja îmi imaginez un roman în capul vostru, să spun. O telenovelă. Dar știți, telenovelele alea cu José Armando, cu... știți la ce mă refer. Telenovelele alea de la începutul anilor 90. Ba nu, la începutul anilor 90 era Sclava Isaura. Și mai era una Și bogații plâng. E, voi, săptămâna ce urmează, vă spune niște scenarii din astea foarte neplăcute și veți deveni posesivi, geloși, suspicioși, fără motiv, fără temei. Aici trebuie să intervină un pic de maturitate și de claritate, astfel încât să nu vă dăunați relației. Bun. Trecem acum la săgetător sau cei cu ascendentul săgetător. Trebuie să beau o gură de apă. De ce oare? Păi hai să începem. 1. Planetele din semnul vostru fac aspecte, multe aspecte. Odată, pe 29, Mercur din semnul vostru face opoziția cu Marte. Pe 1 decembrie, Venus din semnul vostru face opoziția cu Marte. Pe 1 decembrie, Mercur din semnul vostru face și careul cu Neptun. Pe 2 decembrie, Venus din semnul vostru face și sextilul cu Saturn. Și pe 4 decembrie, Venus din semnul vostru face careul cu Neptun. Cu alte cuvinte, îmi imaginez săptămâna viitoare pentru voi ca un manual de matematică sau un manual de fizică. Știți cum erau problemele respective de trebuia să descompui cu forțe, cu rezultante, cu pârghiu, astfel încât să găsești punctul de aplicație, să găsești... Săptămâna ce urmează, tot încercați să găsiți o formulă prin care lucrurile să meargă bine. Și o să fie greu, că Mercur în careu cu Neptun, mintea o ia razna. După care Venus în careu cu Neptun, sentimentele o iau și ele razna. Venus în opoziție cu Marte, Marte retrograd din casa 7, nici partenerul nu prea înțelege ce vreți, nici el nu prea vă ajută, că și la el în viață poate este haos. Și căutați, domnule, cum să vă spun, căutați, nu mai știu, era o culegere de fizică, Hristev. Doamne, culegerea aia de fizică a lui Hristev, da, parcă așa se numea. Doamne, cum putea să fie? Voi căutați rezultanta și căutați să vă dea bine forța aia, să descompuneți sistemul ăla. Și nu vă iese. Nu vă iese săptămâna ce urmează. Sunteți pe de altă parte. Atât planetele și Mercur și Venus în care eu cu Neptun, sunteți puțin corupți. Nu vă gândiți neapărat că... sau poate cine știe, poate sunt și unii corupți, întrebă, nu știu ce să zic. Dar sunteți corupți cu, nu mă refer la oamenii mari, și la ei, mă rog, treaba lor, corupți în mediul vostru, știți? Vă dați seama de forța pe care o aveți și încercați să-i convingeți pe ceilalți de anumite adevăruri, da? Dar știți, nu faceți, culmea, una ar fi să fiți corupți, să obțineți ceva, dar pe voi doar momentul ăla în care vi se dă dreptate, ăla vă umflă în pene așa. Doar că momentul ăsta, momentul acela de a auzi că aveți dreptate, s-ar putea să vă dăuneze mai mult decât este cazul și să vă aducă destul de multe pierderi. Și s-ar putea ca oamenii din jurul vostru să nu prea vă suporte. Adică să iasă cu voi în oraș și voi să aveți așa un exces de zel, gândindu-vă că poate îi manevrați pe ăștia. Iar ăștia la un moment dat să zică, bă, s-a făcut târziu, eu plec, nu mai stau. Nu obțin nimic de aici. Deci, aveți grijă pe cine corupeți, cum corupeți și de ce corupeți. Pe plan relațional nu-mi place săptămâna aceasta deloc, de aceea v-aș recomanda să vă abțineți, că nu vă duceți după ceva sănătos, vă duceți după ceva toxic. Bun, trecem la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. În primul rând să nu credeți ce visați. Tăiați de pe listă. V-aș recomanda săptămâna aceasta, dacă sunteți credincios, să mergeți mai des pe la biserică, să spuneți rugăciuni, sau poate nu sunteți cu biserica, meditați prin casă, spuneți-vă afirmațiile, să stați în spatele scenei. E important zilele ce urmează să stați în culise. Și stând în culise, să fiți detașați și să vedeți ce se întâmplă în jurul vostru. Nu vă implicați în nimic important profesional, nu vă implicați în nimic important relațional, pentru că cu cât faceți un pas în situație, cu atât acolo veți da de niște nisipuri mișcătoare și nu mai ieșiți de acolo. Dar dacă faceți un pas în spate, nu vă implicați, sunteți destul de detașați, destul de obiectiv, este de bine. S-ar putea ca oamenii în jurul vostru să cadă nisipurile mișcătoare, e treaba lor, e responsabilitatea lor, dar nu vă cerți cu ei acolo.
Nu încerca să salvați nicio victimă, nu încerca să convingeți o persoană că se victimizează sau că este victimă și că poate să iasă de acolo. Nu oferiți soluții nimănui, pentru că le oferiți din perspectiva voastră, dar viața lor este total diferită. Da? Asta unul la mână. Doi la mână. Când avem atât de multe planete în casa 12-a, este acolo și un soi de, cum să vă spun, sunteți un soi de stropitoare. Da? Stropitoarea aia care mergeți la flori. Planetele din casa 12 fac careuri cu Neptun, o poziție cu Marte. Și stropitoarea, voi știți, care are un anumit număr de găuri. Săptămâna asta s-a mai ruginit puțin și mai scăpați pe undeva energie. Deci de asta vă spun, stați mai mult în spate, ocupați-vă de sănătate. Dacă apare un diagnostic zilele următoare, vă invit să-l reverificați. Nu neapărat cele grave, orice diagnostic care vi se pune și dacă ceva aici vă zice, bă, ceva nu miroase mie bine, mai întrebați, atât pentru voi cât și pentru persoanele dragi. Că dacă vă sună cineva și zice, voi, uite, m-a descoperit cu asta, zice, hai să mai încercăm la un doctor, hai să mai vedem. Adică nu să negați ce v-a zis persoana respectivă, dar să vi se confirme sau poate mai învățați lucruri noi despre starea de sănătate a persoanei respective sau poate chiar a voastră. Din fericire, mâine Marte în trigon cu Saturn vă ajută să vă canalizați în mod eficient energia la muncă. Vă spuneam, Marte în casa 6 vrea să le facă pe toate, are energie, este minunat, dar se pierde. Acest trigon cu Saturn s-ar putea ca undeva de mâine să ziceți, asta o fac săptămâna asta, asta o las pentru săptămâna ce urmează. Bun. Deci la vărsători sau cei cu ascendentul în vărsători. S-ar putea să rămâneți foarte dezamăgiți de prieteni, dar pe chestiuni micuțe, gen, exemplu, v-ați hotărât să vă vedeți la suc la ora nu știu care, într-o zi, și nu mai vine la ora aia și zice să schimbați ora sau vine cu jumătate de oră mai târziu. În mod normal ați fi acceptat să mai întârziu oamenii, că poate și voi mai întârziați, dar parcă acum nu mai aveți energie. De aceea trebuie să discutați cu ei cât mai clar și spun asta pentru că Mercur este în casa 11, face careul cu Neptun din casa 2-a. Și pentru voi aceste dezamăgiri vă costă. Vă costă timp, vă costă energie, vă costă bani. Că poate voi la o anumită oră putea să mergeți la un local mai ieftin, să zicem, dar pentru că ei nu pot la ora aia, trebuie să mergeți la un local mai scump. Un exemplu simplu, da? Deci trebuie să fiți cât mai deschiși, cât mai vulnerabili. Chiar dacă se vor supăra, chiar dacă se vor enerva, până la urmă trebuie să țineți la buzunarul vostru, trebuie să țineți la stomacul vostru, trebuie să țineți la energia voastră, la bateria voastră, nu la ale celorlalți. Că da, Marte, să ne aducem aminte, retrograd în casa 5-a, e vorba de copilul vostru interior. Dacă n-a făcut un tantrum în copilărie, să facă acum un tantrum. Bine, mai potolit că nu o să faceți ca atunci, dar dacă vorbiți cu oamenii ăștia, cu oamenii din jurul, comunități, echipe, prieteni, cunoștințe, vorbiți cât mai real cu ei, chiar dacă realitatea pe unii s-ar putea să-i supere, să-i doare. Se mai întâmplă, nu avem ce să facem. Gândiți-vă că Jupiter este mers direct în casa a doua, cheltuielile oricum vor fi. Încercați să nu îi dați pe toți. Trecem la pești sau cei cu ascendentul în pești. Care-i treaba cu voi? Promisiunile profesionale nu și-au rostul săptămâna aceasta. Nu trageți de șef să vă promită luna de pe cer, nu trageți de colegi să vă promită că vor ajuta și orice promisiune care vi se face, atât din rândul colegilor, dar și în legătură cu superiorii, cu șefii, cu autoritățile din viața voastră, nu există. Sunt doar vorbe goale, vorbe în vânt. Da? Deci, ziceți bine, dacă mergeți pe urmă la biroul vostru sau acasă, nu vă construiți viața în funcție de vorbele respective. Și nu că oamenii aia vor răul sau oamenii aia vor să vă facă ceva rău, dar pur și simplu lucrurile se schimbă de la zi la zi. Că iată, avem aceste planete în săgetător în casa 10-a, în care eu cu Neptun din semnul vostru. Neptunul de la voi s-ar putea să-i provoace să vă spună lucruri numai să scape de voi. Da, te angajezi acolo. Da, îți schimb departamentul. Da, îți cresc salariul. Da, meriți mai mult ca să scape de voi. Dar recomandarea ar fi să vă bazați pe Jupiterul ăsta din semnul vostru și să vă ziceți, bă, orice ar fi o să-mi fie bine, da? Dar nu bazându-vă pe vorbele lor, ci bazându-vă pe propria putere. Asta contează cel mai mult, pentru că vă spun eu, Saturn la anul va intra în semnul vostru și tot ce nu s-a concretizat acum, veți forța la anul să se concretizeze și veți face în așa fel încât să prindă formă. Dar nu credeți nimeni și nimic. Pe de altă parte, e o săptămână foarte bună pentru vizibilitate. Să ne imaginăm că aveți de susținut o prezentare, da? Doar că feedback-ul primit în urma prezentării nu e întotdeauna cel mai plăcut, cel mai dorit. Și voi s-ar putea să dați atenție mesajelor nedorite, nu celor frumoase.
ca recomandare de la mine, care am învățat cum e cu comentariile, întotdeauna comentariile care nu vă plac sunt mai degrabă despre mesajele, feedback-ul mai degrabă despre persoanele respective. De aceea, zilele acestea, e foarte important cu Jupiter mers direct în semnul vostru, cu planetele respective în casa 10-a care fac o căruță de aspecte neplăcute, e foarte important să vă dați seama cine sunteți voi cu adevărat. Voi nu sunteți cine spun alții, ce spun alții. Voi sunteți voi și voi știți cel mai bine cine sunteți. Să vă priască recomandările mele și să ne auzim cu bine săptămâna ce urmează.